unii le consideră subiecte de presă extraordinare. În primul rând, în ceea ce privește spațiul locativ, sunt chiriaș al unui apartament ANL la care voi renunța la acel contract în cursul lunii viitoare. Sunt chiriaș în Botoșani a unei case de 118 metri pătrați, două dormitoare, pe care intenționez să o achiziționez în condițiile în care banca mă va achiziționa. Și mai mult decât atât, consider că este absolut normal în completarea celor declarate, pentru că au legătură cu întreaga declarație de avere. Mi-am vândut autoturismul Mercedes care era în proprietatea soției. Am achiziționat un teren de 1500 metri pătrați în Mănăstirea Primor. Am făcut această achiziție ca o investiție de viitor, fără a mă gândi în perioada imediat următoare la ceva concret.